Vremea se va încălzi ușor, cerul va fi mai mult noros și se vor semna la precipitații slabe, dar iată pe larg datele meteo. În județul Arad, la noapte, vremea se va încălzi, cerul va fi temporar noros și izolat va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic, local va fi ceață și se va forma polei. Minimele nopții vor fi de 1 grad Celsius la Arad și 6 la Șiria. Mâine o vreme ușor mai caldă, însă cerul va fi noros și va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic, izolat va fi ceață. Temperaturile maxime vor fi de 8 grade Celsius la Șiria și 9 la Arad. În Caraș-Severin, la noapte, o vreme frumoasă cu cer temporar noros. Izolat va ploua. La munte, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic. Local va fi ceață și condiții de polei. Minimele sunt de minus 1 grad Celsius în stațiunea Băile Herculane, 2 în Caransebeș, 3 la Reșița și 6 în Orabița. Mâine, în Caraș-Severin, vremea se va încălzi ușor, iar cerul va fi mai mult noros. Temporar va ploua. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar izolat, cantitățile de apă cumulate vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic. Maximele vor fi de 10 grade Celsius în stațiunea Băile Herculane, 11 în Caransebeș, 12 în Reșița și 13 în Orabița. În Timiș, la noapte, vremea ușor mai caldă față de intervalul precedent. Cerul va prezenta înnorări temporare și va ploua pe alocuri. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic cu intensificări izolate. Local va fi ceață și se va forma polei. Minimele sunt de 2 grade Celsius în Lugoj și Jimbolia, 3 la San Nicolae Mare și 4 la Timișoara. Mâine vremea se va încălzi ușor, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic, izolat va fi ceață. Maximele vor fi de 9 grade Celsius la San Nicolae Mare și 11 la Lugoj, Jimbolia și Timișoara. În Timișoara, la noapte, vremea va fi mai caldă cu cer temporar noros, iar pe arii extinse va ploua ușor. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic cu intensificări izolate. Local va fi ceață și vor fi condiții de polei. Minima nopții va fi de 4 grade Celsius. Mâine vremea se va încălzi, cerul va fi mai mult noros și doar temporar va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic cu intensificări în cursul zilei. Temperatura maximă va fi de 11 grade Celsius. Duminică vremea va fi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil cu unele înnorări în Banat și la munte, unde se vor semnala precipitații slabe în prima parte a zilei. Vântul va sufla în general slab cu intensificări la munte. Izolat va fi ceață. Minimele sunt de 2 grade Celsius în județul Arad, 3 în Timiș, 4 în Caraș-Severin, iar maximele vor fi de 10 grade Celsius în județele Timiș și Arad și 11 în Caraș-Severin. Luni vremea se menține caldă, cerul va prezenta înnorări accentuate în a doua parte a intervalului, când pe arii extinse va ploua. Vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic, apoi vestic, cu intensificări trecătoare. Dimineața izolat va fi ceață. Minimele sunt de 6 grade Celsius în județul Arad și 7 în județele Timiș și Caraș-Severin, iar maximele sunt de 9 grade Celsius în județul Arad și 10 în Timiș și Caraș-Severin.